Bine ați venit la lecția de stil! Îmi propun ca pe parcursul rubricii noastre să ne simțim bine și să aflăm lucruri utile în ceea ce privește vestimentația feminină. Pentru că, să fim sinceri, asta vă macină mereu, doamnelor, hainele. Din fericire pentru doamne există Elena Femeia Chic, un magazin 100% autohton care promovează doar brandurile italiene și, cel mai important, cu prețuri pentru fiecare dintre noi. Foarte important de știut este că Elena Femeia Chic promovează doar piesele vestimentare în tendințe și, în plus, chiar în timpul cumpărăturilor puteți fi asistată de către un reprezentant care vă va scurta cu mult timpul în căutarea pieselor vestimentare potrivite corpului și stilului dumneavoastră. Mereu am crezut că piesele vestimentare sunt responsabile în crearea primei impresii și până la urmă așa a și fost. Ele pot arăta poziția socială, locul de muncă, grija față de propriul corp și propria persoană. Felul în care vă îmbrăcați vă poate pune în evidență silueta, vă poate ascunde micile defecte sau poate lucra împotriva dumneavoastră. Așadar, ce este mai important? O piesă vestimentară la modă sau o piesă vestimentară care ne vine nouă bine? Elena Femeia Chic ține cont de fiecare persoană și de stilul care o definește, fie el elegant, casual, ori extravagant. Vom începe să discutăm despre jacheta biker, o piesă vestimentară care sunt sigur că nu lipsește din garderoba nimănui. Pentru un look cât mai chic, vă propun jacheta biker dintr-o nuanță de pământ, bineînțeles combinată cu o pereche de pantalon cu croiala bine definită, cu material prețios și din nod culoarea negru. Pentru a definitiva acest look, optați în alegerea unui tricou alb cu imprimeuri sau pictat manual în cazul nostru. Acest tricou vă va da un plus de comoditate și veți arăta chic fără a ieși prea mult în evidență. Pentru a da personalitate ținutei, alegeți o geantă plic de dimensiuni mici din piele naturală de ponei. Acest detaliu face ținuta mult mai prețioasă și vă va arăta feminitate. De data aceasta, accesoriile sunt limitate, deci trebuie să vă rezumați la strictul necesar, adică la o pereche de pantofi model îndrăzneți și cu tocul de maximum 10 cm. Vă propun în continuare să creăm o ținută specială pentru examen sau interviu. Dacă sunteți adeptele pieselor vestimentare ultra-feminine, în această toamnă vă recomand una clasică, adică rochea, din dantelă sau cu imprimeu de dantelă. Am ales acest model deoarece nu există unul mai feminin. Sunt convins că în acest sezon va cucerit moda cardiganelor și a trenciurilor, așadar vă recomand să optați pentru un trenci dintr-o nuanță pastelată și cu un material bine finisat și delicat totodată din piele. Aceste două piese la modă vă vor da un aer feminin, dar în același timp decent și rafinat. Am ales o pereche de pantofi cu toc pătrat și cu model îndrăzneț, care continuă feminitatea ținutei. De data aceasta, în locul genții clasice, vă recomand să purtați un plic masculin cu linii foarte elegante care, din nou, continuă feminitatea ținutei. Acest plic poate înlocui cu ușurință o geantă de mari dimensiuni, deoarece nu veți avea grijă genții și vă va da un aer mult mai rafinat. Printre piesele vestimentare care nu au ce căuta în ținuta special concepută pentru interviu sau examen, se numără piesele cu animal print, culorile neonice, fusta mini și decolteurile masive. În continuare vom vorbi despre costumul format din două piese, specific sezonului în curs. Pentru a satisface toate gusturile vestimentare, am ales o roche fără mânesc cu sprijinul pe umeri și de lungime normală, adică până la genunchi, bineînțeles ea fiind combinată cu un sacou cambrat cu decolteul bine definit în V. Pentru a crea un stil feminin, vă recomand să optați pentru materiale de cea mai bună calitate, să finisajele să fie impecabile și cu o mai mare atenție la detalii. Costumul oferit de magazinul Elena Femeia Chic se remarcă prin picturile realizate manual de către tinerii designeri, dar și prin materialele prețioase care dau o feminitate din cap până în picioare. Deși stilul de birou, cum spuneam în edițiile anterioare, nu vă oferă îndrăzneala și creativitatea de care aveți nevoie, important este să puneți o amprentă personală. Așadar, am optat în alegerea pieselor vestimentare dintr-o culoare
mare de verde oliv cu picturi realizate manual. Cred că sunteți de acord cu mine că nu există o textură mai feminină decât aceasta. Tocurile sunt și ele prezente, dar nu îndrăzniți foarte mult asupra modelului. Bineînțeles, tocul trebuie să fie minimalist pentru un plus de comoditate. Ei bine, dragii mei, am ajuns și la sfârșitul rubricii noastre. Dar înainte de a-mi lua rămas bun, trebuie să vă spun că magazinul Elena Femeia Chic se poate găsi cu ușurință în centrul Piteștiului, dar și în bulevardul Iuliu Maniu, numărul 77, București. Mulțumesc încă o dată magazinului Elena pentru piesele vestimentare oferite, conducerii Casei de Cultură a Sindicatelor Dacia Mioveni, dar nu în ultimul rând și dumneavoastră pentru prezență. Noi ne revedem săptămâna viitoare la o nouă lecție de stil, dar rămâneți în continuare pe Absolut TV.